Imediat după căderea comunismului, după jumătate de secol în care nu s-a putut vorbi în România de societate civilă independentă față de puterea politică, fie de factură fascistă, fie de factură comunistă, venise timpul ca această dimensiune esențială a vieții sociale din România să renască. În atmosfera entuziasmului post-decembrist a apărut la Iași Fundația Academică Petre Andrei. În cele ce urmează, vă invităm să urmăriți traseul acestei instituții de cultură care a dat Iașului o universitate și nu numai. Să vedem cine au fost cei ce i-au dat nume. Înainte de 1989, despre sociologul și omul politic Petre Andrei se știa puțin, deoarece comuniștii avuseseră grijă să-i țină opera departe de publicul larg și să-i minimalizeze importanța științifică, pentru că savantul se poziționase atât împotriva fascismului, cât și a bolșevismului. În 1927, în eseul Fascismul, publicat în revista Minerva, sociologul avertiza: dictatura fascistă nu se deosebește în esența sa de dictatura bolșevică, căci atât în Italia cât și în Rusia, ea este apăsătoare și abuzivă. Bolșevicii și fasciștii au creat monopolul puterii în favoarea partidului și al clasei lor, ei s-au impus cu forța, trecând peste lege, ceea ce constituie un fapt de o gravitate excepțională, căci au proclamat primatul forței asupra dreptului legal. Născut la Brăila, într-o familie săracă, pe 29 iunie 1891, Petre Andrei a obținut singura bursă acordată de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași în anul universitar 1910-1911, finalizând cursurile Facultății de Filozofie cu magna cum laude, fiind coordonat de profesorul Ion Petrovici. După obținerea licenței, a obținut o prelungire a bursei pentru încă 2 ani, astfel ajungând în Germania, unde a fost admis la Seminarul de Logică și Istorie a Filozofiei de la Berlin și pentru a audia cursurile savanților Wilhelm Wundt, Ernst Cassirer, Eduard Spranger și Carl Schmitt la Leipzig. Revenind în țară, odată cu începerea războiului, s-a înrolat voluntar, deși statutul de orfan îl scutea de obligația de a participa la război. Iată ce îi scria profesorului Ion Petrovici la plecare pe front: vă asigur, domnule Petrovici, că voi ști să mânuiesc arma tot așa de bine ca și termenii și axiomele filozofice. Voi aplica concepția filozofică că viața nu prețuiește prin ea însăși nimic, ci valoarea ei provine din idealul în slujba căreia este pusă. Idealul nostru este așa de mare și sfânt, încât vedeți că nu mă neliniștește deloc gândul morții. În 1916 va urma cursurile școlii de ofițeri în rezervă de la Târgoviște, iar pentru prestația sa în timpul războiului a fost decorat cu Steaua României, Coroana României și Crucea de Război cu berete. După război, își va da doctoratul cu teza Sociologia Valorii. După o perioadă în care a fost profesor în învățământul secundar, la 1 decembrie 1922 va ocupa prin concurs postul de profesor la Catedra de Sociologie a Universității Ieșene, vacantat după plecarea lui Dimitrie Gusti la București. Din 1922 până în 1927 va ocupa funcția de director al Bibliotecii Fundației Regale Ferdinand. Va intra în politică în 1928. În partidul condus de Ion Mihalache. Astfel, va ajunge președinte al organizației Vaslui a Partidului Național Țărănesc. În perioada 1929-1933 a fost deputat din partea acestei formațiuni politice, perioadă în care a deținut mai multe funcții, intrând deja în anturajul oamenilor politici ai vremii. La insistențele unchiului său, avocatul Țoțu, va intra în Marea Lojă Națională a României. Astfel, la Conventul General din 3 decembrie 1933, va fi ales în rândul marilor demnitari, în funcția de Grand Couvreur. Însă nu va sta mult acolo și își va justifica poziția în fața unchiului astfel: știi ceva? Eu sunt pornit de jos, sunt profesor de sociologie.
Mie nu-mi plac chestiile astea, șorțulețe, babețele, nu. Nu te supăra, dar n-am ce căuta acolo. Nu se acomodează cu felul meu de a fi. Puteți fi dumneavoastră magistrați, profesori, oameni serioși, dar eu n-am ce căuta acolo. Atât în perioada în care era profesor la Universitatea Ieșeană, cât și în Parlament, Petre Andrei s-a remarcat ca opozant fățiș al extremei drepte, reprezentată inițial de A.C. Cuza și apoi de Corneliu Zelea Codreanu. În 1924, în ședința Senatului Universității Alexandru Ioan Cuza, după asasinarea prefectului Manciu de către Zelea Codreanu, Petre Andrei îi se va adresa lui A.C. Cuza astfel. Mă simt dator a spune, domnul Cuza a țintit și Codreanu a tras. Sunteți adevăratul asasin moral. Ați înfăptuit un asasinat. Acuzațiile vor fi reluate în Camera Deputaților. Așa, creștere, cum le-ai dat dumneata adepților dumitale, ar trebui să te facă să fii răspunzător față de dumneata însuți și să te mustre conștiința. Dacă mai ai conștiință, ai zăpăcit copiii nevinovați. Mâna dictaturii legionare nu îl va ocoli. S-a retras din partid împreună cu alți fruntași ai acestuia, ca protest față de regimul dictatorial al lui Carol al II-lea. Însă, regele a fost mai puternic. Iată ce nota el despre ziua reintrării în politică, 5 decembrie 1938. Armand Călinescu a auzat de amenințări care priveau copiii și familia mea și atunci am primit intrarea în guvern. E adevărat că a fost foarte dureroasă pentru mine această intrare în guvern, contra voinței și convingerii mele, de frică. Surâzând, mi s-a pomenit că pot fi trimis în lagăr. După refuzurile de a intra în guvern, chestorul Ion Vlasie a venit și l-a luat de acasă pentru a-l conduce la palat. Această conducere a avut mai mult caracterul de executare a unui mandat de aducere. Petre Andrei va conduce Departamentul Educației Naționale până în 3 iulie 1940. Va avea prilejul de a fi președintele Comisiei de Licență a regelui Mihai I, pe atunci Mare Voivod de Alba Iulia. Însă acea zi de 27 iunie 1940 a fost una fatidică, după cum a etichetat-o Petre Andrei, pentru că a fost cea în care rușii au invadat Basarabia. După renunțarea la tron a lui Carol al II-lea și instaurarea regimului legionar onteniscian, savantul va fi scos din învățământul superior și anchetat în urma unui raport semnat de sociologii Traian Herseni, Traian Brăileanu și de poetul Radu Gil. Începuse să primească amenințări cu moartea. Conștient de faptul că sfârșitul este aproape, pe 28 octombrie 1939, el va scrie o scrisoare adresată soției. Dacă sunt asasinat și e liniște, să-mi aduci corpul la Iași, unde doresc să fiu înmormântat. Sunt sigur că băieții noștri dragi vor fi cel mai puternic sprijin al mamei lor adorate. Pe 4 octombrie 1940, chestorul Vlasie, comisarul Râpeanu și legionarul Sârbu au efectuat o percheziție la domiciliul profesorului, urmând să-l aresteze. În timpul desfășurării percheziției, Petre Andrei a mers într-o cameră alăturată. A scris două scrisori, pentru soție și pentru copii, după care a luat cianură și a murit în fața celor ce efectuau percheziția în brațele fiului de 18 ani, Petru. Iată ce îi scrisese soției. Îți las această dureroasă scrisoare, ultima mea mărturisire, izvorâtă dintr-un suflet chinuit, obosit de viață și dezgustat peste măsură de toate nimicniciile și ticăloșiile omenești. Împrejurări nenorocite mă selesc la aceasta. N-am nimic pe conștiință, niciun fel de pată în viața mea. Am rămas cinstit. Nimeni în țara aceasta nu mă poate arăta cu degetul. Am fost zgârcit cu banii statului, mai zgârcit decât cu ai mei. Eu, deși complet nevinovat, din niciun punct de vedere, nu pot trăi umilit și disprețuit. Nu pot suporta nici chiar compătimirea. Iată ce le-a scris celor patru băieți. Țin să știți însă că tatăl vostru
nu are niciun fel de vină, nici pată, niciun amestec cu cele întâmplate. Nu pot suporta însă să fiu târât în mocirlă sub nicio formă. Să nu credeți că fug de judecată și de aceea aleg acest mijloc. Nu, dar nu mai am tărie să lupt. Eu am conștiința împăcată. Sângele și moarte să cadă asupra capului celor care mi-au zdruncinat nervii în halul acesta. Să fiți cinstiți și buni. Să nu faceți niciodată politică și să vă feriți de a cădea în pasiunea ei. Un alt aspect de care poate n-am să mă pot despărți niciodată până în ultimele clipe a vieții mele este aceea cumplitii tragedii pe care am trăit-o alături de dânsul, a despărțirii noastre de dânsul, a momentelor cumplite de teroare, a 40 de oameni în uniformă și în armață, înainte și după moartea lui, în care ne-au luat ceea ce aveam noi mai scump în viață, în care el nu a avut niciun moment de lașitate, ci de permanentă demnitate. Ca semn al recunoașterii sale de către o societate în curs de normalizare, Petre Andrei va fi făcut membru post-mortem al Academiei Române. Dacă pe Petre Andrei l-a urmărit furia legionarilor, pe urmașii săi îi va urmări cea a comuniștilor. Băiatul cel mai mare, Alexandru, a fost dat afară din slujba de medic, iar Petru pe Andrei va avea certificat de pauperitate, obținând prin concurs o bursă la Facultatea de Filozofie. Ioan Petrovici l-a ajutat și a devenit primul crainic al postului de Radio Moldova din Iași, ce a început să emită pe 2 noiembrie 1941. În noaptea de 15 august 1949, Petru pe Andrei va fi arestat. Chiar dacă securiștii scriseseră în dosar "Nu avem dovezi", Petru pe Andrei va fi condamnat la un an și jumătate de închisoare și va executa în total un an și 11 luni pentru simplul motiv că era fiul slugii lui Carol al II-lea. Acest dosar va fi subiect de dispută între Petru pe Andrei și Adrian Marino, despre care Petru pe Andrei a spus că a dat securității 300 de nume ale unor tineri țărăniști, îndemnându-l și pe el să facă același lucru. Însă Petru pe Andrei a refuzat. După reabilitare va fi avocat stagiar la Huș. Din cauza reputației pe care și-o câștigase acolo, va fi mutat la Târgu Frumos. După un an, va lua definitivatul al doilea pe țară. Va deveni avocat titular la Iași și lector de drept civil pentru avocații stagiari. În 1957 va fi dat afară din Colegiul Avocaților, deoarece câștigase procesul împotriva statului român, care îi naționalizase abuziv casa academicianului Andrei Oțetea. Împreună cu acesta și cu Mihai Ralea, va fi primit în audiență la Emil Bodnăraș, care îi garantează că îl va ajuta, dar îi recomandă să nu revină în avocatură. Va fi încadrat consilier juridic de către rectorul Cristofor Simionescu la Institutul Politehnic. După 13 ani, va intra în învățământ, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza. De 3 ori îi va fi respins dosarul de avansare la gradul de conferențiar din cauza reclamațiilor cu referire la trecutul său politic. La pensionare, rectorul Barbu l-a rugat să continue activitatea. Petru pe Andrei i-a răspuns: nu mai pot, mi-e silă. În perioada comunistă, Petru pe Andrei a reușit să publice 4 volume din opera tatălui său. Ideea înființării unei entități de învățământ superior independent aparține celor care conduceau la vremea aceea Camera de Comerț și Industrie din județul Iași. L-au trimis pe Valentin Ionescu, care mi-a propus acest proiect, pentru că era stringentă nevoie de economiști, juriști, programatori în sisteme de informatică. M-am gândit, în primul rând, la profesorul Petru pe Andrei. Noi coagulam proiecte în zona culturală, dar aceste gânduri, aceste proiecte s-au aglutinat și în decembrie 1990 s-a constituit Fundația Academică Petre Andrei. Anul 1990 a fost un an
de profunde transformări, Camera de Comerț și-a propus, prin secțiunea de instruire și formare, să dezvolte învățământ universitar axat pe aspectele economice, așa încât să creeze o pepinieră de oameni care, prin inițiativă, să susțină dezvoltarea privată a activităților economice. În mediul universitar existau foarte multe cadre didactice contestate, motiv pentru care conducerea Camerei de Comerț a hotărât ca întreaga activitate a Universității Camerei de Comerț să fie transferată unui corp didactic independent cu posibilități de organizare și de decizii independente de Camera de Comerț. În acel moment s-a pus problema definirii unui rector al acestei universități și conducerea Camerei de Comerț s-a orientat către domnul Petre P. Andrei. Dumnealui a acceptat, punând niște condiții care să asigure independența totală atât a fundației care urma să fie creată, cât și a universității. În această casă, la sfârșitul lui decembrie 89, chiar pe 21-22 decembrie, domnul Andrei a invitat câteva persoane și pe mine pentru a discuta ce vom face după schimbarea politică din societatea românească. Gândurile noastre la propunerea profesorului Petru P. Andrei se îndreptau spre valorificarea, recuperarea, cercetarea operei savantului Petre Andrei. În primele zile după decembrie 89 mi-a adus din curte, din magazii, din biroul tatălui său o mulțime de documente, facsimile, manuscrise. Și a spus: Dorulețule, cu asta trebuie să te ocupi. Mi-a făcut o vizită Mihai Gheorghe la rândul lui acasă și m-a rugat să insistăm împreună, pe lângă profesorul Petru P. Andrei, ca să dea, să accepte să dea numele entității care va fi creată, numele tatălui său, numele savantului Petre Andrei. Foarte greu a acceptat să punem pe frontispiciu numele de Petre Andrei. Și în acest context, de multe ori ne-a spus și mie și lui Gheorghe Mihai și celorlalți colegi să avem grijă să nu îl omorâm a doua oară pe tatăl său. După profesorul Petru P. Andrei, m-am gândit că un motor important poate să-l constituie colegul meu de catedră, profesorul Gheorghe Mihai. El avea biroul aici, la Casa Pătrată, unde funcționa CPUN-ul după evenimentele din decembrie 89. I-am spus cu ce obiectiv am venit, a rămas plăcut surprins și din momentul acela Gheorghe Mihai a devenit un motor de propulsie al Fundației Academice Petre Andrei. Suntem pe strada Cuza Vodă, numărul 41A, primul sediu al Fundației Academice Petre Andrei a fost aici, în spatele clădirii. Aici am funcționat un an de zile și am gândit proiectul înființării acelei entități private de învățământ superior. Iată care au fost acestea în ordinea în care apar în scrisoarea de constituire. Gheorghe Mihai, Corneliu Popa, Camera de Comerț și Industrie România-Republica Moldova, reprezentată de Victor Budeanu, Virgil Botez, Elena Nenciu, Vasile Munteanu, Valeriu Dobrinescu, Cornelia Botez, Rodica Boier, Mariana Bucur, Ronelia Davideanu, Doru Tompea, Eugeniu Safta Romano, Valerius Ciucă, Gabriel Davidescu, Antoaneta Macovei, Rodica Albu, Carmen Budeanu, Cornelia Cujbă, Maria Dvoracek, Constantin Pavel, Areta Voroniuc și Petru P. Andrei.
Prin sentința civilă numărul 386 din 26 decembrie 1990 s-a înființat persoana juridică Fundația Academică Petre Andrei din Iași, FAPA, organizație non-guvernamentală cu scop nepatrimonial. Judecătorul Romul Vonica ne-a sugerat să obținem și un aviz favorabil din partea Ministerului Educației de la acea vreme. Profesorul Petru P. Andrei, împreună cu Mihai Gheorghe, au fost primiți imediat de către Mihai Șora, la acel timp Ministrul Educației, care a dat acel acord pentru a-l înainta în instanță. Ulterior, judecătorul Safta Romano a sugerat să solicităm același aviz favorabil și Ministerului Culturii. M-am deplasat împreună cu Petru P. Andrei la Ministerul Culturii, unde Andrei Pleșu, ministru, a aprobat această inițiativă, la plecare, spunându-i profesorului Andrei: mă bucur că numele savantului Petre Andrei este resuscitat. Pe 3 aprilie 1991 a avut loc adunarea generală a FAPA, în cadrul căreia Camera de Comerț România-Republica Moldova se retrage. Sediul fundației s-a mutat de pe strada Cuzavodă pe strada Teodor Burada, numărul 5. Aici a funcționat între 1991 și 95-96 Fundația Academică Petre Andrei. Suntem pe strada Teodor Burada, numărul 5, la etaj. Profesorul Ion Srăchinaru, un apropiat al profesorului Petru P. Andrei, ne-a oferit cu generozitate un spațiu alături de o sală la etaj, acolo în stânga, unde avea biroul domniei sale, un spațiu pentru funcționarea Fundației Academice Petre Andrei. În acest spațiu am reînființat societatea Ethos și am retipărit în serie nouă revista culturală Ethos. În structura FAPA au rămas două departamente: instructiv educativ și cel de studii, cercetări, documentare, informare. În februarie 2002, Petru P. Andrei a trecut la cele veșnice. Va fi condus pe ultimul drum pentru a fi așezat alături de părinții săi, de tatăl pentru opera căruia și-a dedicat toți anii în care i-a fost îngăduit să o facă. După acel trist eveniment, adunarea generală a fundației l-a ales în funcția de președinte pe profesor universitar Doru Tompea. A urmat o perioadă în care întreaga energie a noii conduceri a FAPA a fost concentrată pe gestionarea conflictului instituțional din cadrul Universității Petre Andrei din Iași. Însă, existența fundației a fost garanția supraviețuirii acestei instituții. Pe data de 4 iunie 2010, a avut loc adunarea membrilor fondatori ai Fundației Academice Petre Andrei. A fost ales Consiliul Director al FAPA, format atât din membrii fondatori, cât și din nou veniți în fundație. În prezent, Consiliul Director este alcătuit din profesor universitar dr. Doru Tompea, președinte, profesor universitar dr. Antonie Cristian Bocancea, profesor universitar dr. Sorin Bocancea, profesor universitar dr. Florin Daniel Șandru, conferențiar universitar dr. Ancuța Daniela Tompea, profesor universitar dr. Constantin Andronovici și avocat Dan Florin Drugă. În cadrul FAPA a fost înființată Universitatea Fundației Academice Petre Andrei din Iași, UFAPA, în cadrul căreia s-a început școlarizarea studenților potrivit legislației de atunci. Până în anul 1999-2000, de pe băncile UFAPA au ieșit 3.184 de absolvenți. Prin legea 408 din 20 iunie 2002, pe baza patrimoniului donat de FAPA, s-a înființat o nouă persoană juridică, Universitatea Petre Andrei din Iași, ca persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, parte a Sistemului Național de Învățământ. Patrimoniul era constituit din sediul din strada Ștefan cel Mare, numărul 10, clădirea în construcție din strada Ghica Vodă, numărul 13, alte bunuri mobile. Toate acestea aveau o valoare de 9 miliarde de lei. În anexa la legea 408 din 2002 se precizează:
Prezenta anexă are la bază protocolul de predare primire a patrimoniului, încheiat între Fundația Academică Petre Andrei din Iași și Universitatea Petre Andrei din Iași, care se înființează prin lege. În ceea ce privește componenta editorială asumată încă de la înființare, prioritară a fost editarea operei lui Petre Andrei. Așa au început să apară, în primii ani de după Revoluție, volumul Jurnal, Memorialistică, Corespondență, lucrări precum Discursuri parlamentare, Fascismul, Despre ideal și fericire. Lucrările sale de sociologie vor fi reeditate de mai multe ori. Întreaga operă va fi reeditată în variantă completă, în ediție bilingvă, română și engleză. Reeditarea lucrărilor savantului a continuat și continuă, urmând ca în 2021 să apară în Italia ediția critică a lucrării Fascismul. Efortul de editare și reeditare a operei sale va fi distins cu premiul Ion Petrovici al Academiei Române. Sub egida FAPA s-au editat în jur de 120 de titluri, autorii fiind membri ai Corpului Academic al Centrului Universitar Iași și nu numai. Volumele publicate au fost din domeniile drept, economie și științe socio-umane. În acea penurie de carte științifică din primii ani de după Revoluție, efortul fundației a fost binevenit nu doar pentru învățământul academic privat, ci și pentru cel de stat. De asemenea, FAPA a readus în circuitul academic și cultural Enciclopedia României, proiect inițiat de sociologul Dimitrie Gusti. Și în prezent, FAPA își continuă activitatea editorială, în curs de apariție fiind lucrarea Studii de antropologie a lui Petre Andrei. FAPA a fost implicată în proiecte de cercetare științifică și în proiecte comunitare. Este suficient să amintim de Programul modular integrat de pregătire a funcționarilor publici din Republica Moldova, desfășurat în 2004. Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare și Incluziune Socială din regiunea Nord-Est, proiect finanțat din fonduri europene, desfășurat în perioada 2009-2011. O multitudine de proiecte culturale și academice, conferințe, dezbateri și lansări de carte dedicate rolului pe care monarhia l-a jucat în devenirea europeană a României moderne și contemporane. Îmi face o mare plăcere și mă simt deosebit de onorat ca în aceste minute în care ne gândim la cei 30 de ani scurși de la momentul întemeierii acestei minunate fundații academice Petre Andrei, să fiu și eu poftit să exprim câteva gânduri și, în primul rând, să-i felicit pe confrații și pe colegii mei din urmă cu 3 decenii pentru drzenia pe care au probat-o în apărarea unui vis pe care l-am avut împreună la ceas de întemeiere, la moment de ctitorire, adică în decembrie 1990. La mulți ani, Fundației Academice Petre Andrei. Atunci când Fundația Academică Petre Andrei a luat naștere, a existat această emulație într-o parte din intelectuali ieșeni care și-au dorit ca împreună să realizeze 3 obiective. Primul, firește, coagularea unei societăți, unei platforme de discuții, de idei, de dezbateri, care să permită societății civile născânde un mijloc de comunicare, o posibilitate de dialog cu comunitatea. O a doua dimensiune a fost cea a dezvoltării unui învățământ superior alternativ și, firește, această componentă venea dintr-o nevoie resimțită de societatea noastră. De asemenea, o altă perspectivă asupra modului în care Fundația Academică Petre Andrei vrea să se implice și s-a implicat în societate a fost aceea de a recupera o serie întreagă de valori culturale, de a produce restituiri care, firește, erau necesare societății noastre. Mă refer chiar la patronul spiritual al fundației, savantul Petre Andrei, un exemplu de cinste și de onestitate. Drumul nu a fost unul ușor,
și alături de componenta aceasta a învățământului particular, Fundația Academică Petre Andrei și-a continuat drumul. Ea este activă până astăzi și cred că este un element important care face parte din peisajul academic și intelectual al Iașului. Atunci când mă gândesc la înființarea în 1990, Fundația Academică Petre Andrei, îmi amintesc de domnul profesor Petru Andrei, de cât de mult își dorea să fim partea comunității. În egală măsură, gândurile mele se îndreaptă către domnul profesor Mihai Gheorghe, mai ales prin discuțiile avute cu Doru Tomea. La FAPA am început cu voluntariat, pentru copiii bolnavi de cancer, pentru conștientizarea pericolului HIV în rândul tinerilor. Am fost Moș Neculai, Moș Crăciun, pentru copii abandonați, sprijin pentru cei afectați de inundații. Am continuat cu proiecte transnaționale, România-Italia, pentru tineri în căutarea unui loc de muncă. Am accesat și contractat finanțări nerambursabile. FAPA a intrat în competiții și a câștigat. Da, nenea Pichi, dacă îmi dați voie să vă spun și acum tot așa, am plădit permanent în jurul ideilor FAPA, iar acum ne pregătim cu noi speranțe și recompense, așa cum merită Fundația Academică Petre Andrei. La mulți ani! Fundația Academică Petre Andrei, un construct care a durat 30 de ani, din vremurile tulburi când comunismul încă fumega și din vremuri în care intelectuali de marca Iașului au considerat că pot face cultură altfel decât în formatul național comunist de atunci. Iată că, după 30 de ani, există această instituție ca o emblemă a libertăților academice, există această instituție ca un standard al tuturor celor care au considerat că pot să se implice în reclădirea valorilor culturale naționale. Petre Andrei fiind, de altfel, el însuși, prin toată istoria sa privată și publică, un simbol al românismului bineclădit, al democrației și al spiritului filosofic împlinit. La acest moment aniversar pentru Fundația Academică Petre Andrei din Iași, aș spune că poate nu e deloc întâmplător că e una dintre primele organizații non-guvernamentale apărute în zorii democrației românești imediat după 1989. Și cred că nu e întâmplător întrucât misiunea sa fundamentală este aceea de a readuce în societatea românească a prezentului valorile democratice pe care le-a îmbrățișat într-o lume nebună a totalitarismelor Petre Andrei. Savantul român, sociolog și filozof deopotrivă, a fost cel care a analizat ceea ce devenea spectrul totalitar deopotrivă al revoluționarilor bolșevici și, pe de altă parte, al fascismului și, din cauza atitudinii sale, a trebuit să recurgă forțat fiind la un gest de onoare. Fundația Academică Petre Andrei, în acești 30 de ani de existență, a dus mai departe memoria savantului Petre Andrei, a colaborat în nenumărate proiecte cu alte instituții, a creat o universitate, Universitatea Petre Andrei din Iași, cea mai importantă din întreaga regiune a Moldovei, care a școlarizat foarte multe generații de studenți deja și asta înseamnă că nu privim doar spre viitor, ci mereu și spre trecut cu reverență. FAPA, așa cum îi spunem noi frecvent, prescurtat acestei fundații, a avut o istorie care a preluat oarecum de zbuciumul celor care i-au dat nume și mă refer aici la savantul Petre Andrei și la fiul acestuia, Petru P. Andrei. Pentru că nu i-a fost ușor acestei fundații să evolueze într-o perioadă de tranziție complicată pentru toată lumea. Care sunt urmele pe care le-a lăsat Fundația Academică Petre Andrei? Este de ajuns să ne uităm în primul rând la proiectul academic, Universitatea Petre Andrei, pe care l-a creat din entuziasmul unor oameni care în 1990 au vrut să pună bazele a ceea ce noi numim societate capitalistă într-un regim democratic. Principiul care a călăuzit întotdeauna Fundația Academică Petre Andrei a fost un dicton extras din gândirea savantului Petre Andrei, și anume că adevărul este posibil doar acolo unde există libertate. Fundația Academică Petre Andrei a avut acest principiu în toată evoluția sa,
astfel încât a creat această universitate ca spațiu al libertății de gândire și nu numai atât. A avut proiecte editoriale, peste 100 de volume, pe care le-a lansat și le-a distribuit în piața academică. De asemenea, s-a implicat în proiecte comunitare, chiar cu proiecte europene. Mai departe, fundația nu are cum vreodată să dispară, atât timp cât există entuziasmul și cât nu o lasă să se întâmple acest lucru fiica ei, Universitatea Petre Andrei din Iași, pentru că universitatea nu poate exista fără mama ei, fără fondatoare, care este Fundația Academică Petre Andrei. La mulți ani, Fundația Academică Petre Andrei! Acum, la împlinirea 30 de ani de la înființarea Fundației Academice Petre Andrei, pot spune, ca succesor al președintelui fondator Petru P. Andrei, că Fundația Academică Petre Andrei și-a îndeplinit cu onoare misiunea, reeditând, în primul rând, întreaga operă a savantului Petre Andrei. De asemenea, Fundația Academică Petre Andrei, în segmentul de cercetare științifică și activitate editorială, a editat peste 100 de cărți, iar în ceea ce privește componenta educațională, Universitatea Petre Andrei din Iași este una dintre puținele entități de învățământ superior privat care se bucură de un grad de încredere. Acest ceas a aparținut savantului Petre Andrei. Pe 4 octombrie 1940, ceasul a fost înmânat lui Nenea Piche. În 2002, după sărbători, m-a invitat la el acasă, am băut un pahar de vin și mi-a spus: Dorlățule, fiecăruia-i vine ceas. Sper să ajung să văd acreditată Universitatea Petre Andrei din Iași. Și mi l-a mânat și l-am purtat și îl port cu mare admirație. Ceasul Fundației Academice Petre Andrei continuă să bată.